Cichirdan spunea într-un articol dedicat al dialog frambat cu fâșiile că fâșiile sunt smulse dintr-un întreg. Ele pot fi mai late sau mai înguste, sau de diferite nuanțe, interferențe de imagini și idei, de stări, versuri albe, cu un arsenal important de însuși literare, de calitate și de mare puritate. E bine, prin asta se remarcă fâșiile, prin faptul că sunt pure, sunt ieșite din sufletul nostru, iar doamna Mihaela Predescu, care a făcut postfața acestui volum, spunea că uneori poemele mele ating note dramatice. Bine, din această cauză ating note dramatice, fiindcă sunt reieșite din suflet și sunt uneori tăiate pe de-a dreptul pentru a fi în fața dumneavoastră. Domnul Cichirdan spunea, citez, o carte care seamănă cu poeta, surpriză în literatura tânără, surpriză în societatea literară a Horezului și care, aproape nemai întâlnit, este girată și garantată de domnul Eugen Negrici. Îi mulțumesc pentru rândurile pe care le-a scris în Cultura Vulceană. Vreau să vă vorbesc în continuare despre carte care conține 45 de poeme. Postfața este făcută de doamna Mihaela Predescu, de domnul Mihaela Predescu. Iar pe spate are un text de al domnului profesor dr. Ion Predescu. O să vă citesc un poem, deoarece nu mai am mult timp. Mihaela Rădulescu, dar emoțiile... Hai, să ne lăudăm sufletul de o clipită, iubirea să-și respire secundele din noi, să facem legământ cu arta veșniciei, să ne contopim apoi, săruturi cu orceanul, să ne stingem cu apă vie dorul boem. Hai, să ne lăudăm ochi de o privire, inima de iris să curgă din același ochi, să pierim din același întuneric, să facem arta invitației la veșnicie. Vă invit și pe dumneavoastră la veșnicie prin citirea acestor poeme. Să vă mai citesc repede pe o poezie. A, și încă ceva. Cartea este scrisă într-un an și... Ce este rezultatul? Unui premiu câștigat la un concurs interjudețean de proză, poezie și proză. De proză, poezie și eseu. Așa. Păianjen liric, îmi caută întâmplă un păianjen liric. Chelicerele sale acordează în emisfere niște expresive versuri involuntare. Toți porii cugetului țes de zor pânza păianjenului extatic. Guanina îi hrănește gândul scăldat în panoplia veninului liric. Constat, sunt poetul care a împăianjenit viața. Mulțumim, Andrada, invita microfonul de Nicolae Nistor. Care au călătorit în țară vreo 11 orașe cu un program de la Valea Culturii. Foarte bine.